Trenul e mașină mică, unde îl duci pe Ionic? Cât mai rar la benzinărie. Și spun chestia asta pentru că proprietarul are această mașină de aproximativ jumătate de an și i-a făcut două plinuri, timp în care a parcurs însă câteva mii de kilometri. Pentru că este o mașină cu o tehnică interesantă, care a mai apărut într-o altă formă pe canal, și anume Kia Exceed Plug-in Hybrid. Așa cum bine știți, toți producătorii au platforme comune, nu neapărat între ei, se întâmplă și chestia asta, dar în cadrul lor intern folosesc aceeași tehnică pe mai multe mărci interne și caroserii de mașini. Așa că tehnica acestei mașini, care se împarte în trei tipicuri clare de propulsie, să o numim așa, adică full electric, hibrid și plug-in hybrid, se regăsește alternativ sau cumulat pe tot felul de modele precum Kia Exceed, acest Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, printre altele mai sunt și modele mai mari care au o tehnică ușor diferită, mai ales pe partea de motor și transmisie, cum ar fi Hyundai-ul Tucson, Hyundai-ul Santa Fe, Kia Sorento, Kia Sportage și modele precum Sonata, de exemplu, pe care în Europa nu le mai primim. Așa că, deși a mai fost prezentă pe canal în această formă tehnică, pentru că ăsta este formatul optim de caroserie care favorizează consumurile mici, ne arată o statistică interesantă asupra consumului de combustibil și mai ales a celui de curent. Pentru că asta este o mașină care, din toate suratele sale, scoate cele mai bune consumuri și mi se pare că are și cea mai bună antifonare, datorită unui coeficient de aerodinamicitate de aproximativ 0,24. Adică liniște în mașină și liniște și în portofel, având în vedere că sunt consumuri simțitor mai mici decât pe alte variante de caroserie cu motorizări similare. Și partea tehnică am detaliat-o suficient în prezentarea cu Kia Exceed. O să reiau câteva puncte și aici la partea de sub capotă, dar vreau să mă axez pe costurile care țin de mașină și pe cum se simte ea. Nu este o mașină frumoasă în adevăratul sens al cuvântului, din punct de vedere subiectiv, emotiv, nu o să-ți atragă atenția. Este foarte similară și este un concurent pe măsură pentru Toyota Prius, atât în formă hibridă cât și în formă plug-in hybrid, având însă un preț simțitor mai mic și de aceea are acest format de spate lăsat, care este foarte eficient aerodinamic, dar nu întotdeauna plăcut ochiului. Sunt însă câteva aspecte interesante, cum ar fi că din profil, exact din unghiul în care vedeți voi mașina acum, cel puțin mie mi se pare că farurile seamănă foarte bine cu unele de Audi R8, fie el V8 sau V10 benzină, o mașină care chiar n-are absolut nicio legătură cu această mașină. Ce îmi place mie la ea este partea practică, obiectivitatea. De exemplu, proprietarul o are de aproximativ jumătate de an. A dat pe ea 24.000 de euro. Nu este cea mai bine echipată variantă de Hyundai Ioniq, pentru că, de exemplu, nu are trapă, nu are toate camerele, sistemele de asistență, dar oricum este bine echipată și oferă tot ceea ce ți-ai putea dori pentru o mașină normală. Exceed-ul pe care l-am văzut recent pe canal avea simțitor mai multe dotări, cum ar fi chestiuni de scaune electrice cu memorie, piele ventilate, încălzite. Aici avem doar volan încălzit, scaune încălzite cu reglaje manuale, deci fără memorie, dar cu un infotainment la fel de bine făcut, diferit față de cel de pe Kia, cel puțin din punct de vedere al graficii zonei de bord. Și asta este un model 2022, pentru că nu le vom mai găsi noi. Ele tocmai au ieșit din producție acum în luna mai și s-au vândut stocurile până în luna iulie. Deci această mașină va putea fi găsită doar de pe piața de mașini rulate. Și este o platformă interesantă care este împărțită cu diverse alte modele, precum Exceed-ul de la Kia și Hyundai-ul Kona. Dar hibridizarea asta pe care coreenii au făcut-o se întinde pe mai multe tipuri de modele. Exact, de exemplu, Kia Optima, care erau atât sedanuri cât și break-uri, care au fost și hibrid și plug-in, care însă foloseau alte tipuri de motoare de cilindree mai mare, 2.0 sau 2.4, cu tot felul de cutii de viteze. De exemplu, acolo erau niște cutii cu 6 trepte, care la origine aveau sistem planetar cu convertizor. Aici este o cutie cu dublu ambreiaj, tot cu 6 trepte, dar sunt două ambreiaje uscate și un sistem interior diferit de cel al modelelor mai mari. Și așa se face că în clasa mică de hibride sau plug-in o să găsești pe Kona, pe Ioniq și pe Exceed, iar pe clasa mai mare o să găsești SUV-urile Tucson și Sportage, fraților mai mari precum
Kia Sorento sau Hyundai Santa Fe, pe care de asemenea le găsiți prezentate pe canal, și niște modele precum Kia K5 sau acele Hyundai Sonata, care însă nu se vând și pe piața europeană. Le diferență tehnică, alea mai mari sunt supraalimentate 1.6 Turbo Plus, o gamă de cutii de viteze cu alte tipuri de motoare electrice mai puternice. Aici se merge pe formatul motor aspirat de 1.6, care dezvoltă el singur 105 cai și 147 de Nm, fiind setat în ciclu Atkinson, adică are niște performanțe domoale ca să poată să aibă o eficiență bună, deoarece este ajutat de un aport electric. Dacă te referi la o configurație hibridă, vei vedea un motor electric de 44 de cai aproximativ și un cuplu de 170 de Nm care este sandwichat între motorul termic și transmisia dublu ambreiaj, având și el un al treilea ambreiaj de decuplare cu un rulment hidraulic interesant, precum cele care se montează pe Alfa Romeo 159. Chiar a prezentat colegul meu de la Craiova, Cezar, un asemenea mecanism de ambreiaj acum vreo jumătate de an. Iar dacă ne uităm la varianta plug-in hybrid, cum este aceasta, evident avem o baterie mai mare, care are 8,9 kWh, nu 1,56 kWh, deci implicit este și mai mare și mai grea, dar pentru că are o capacitate mai mare, este cuplată și cu un motor electric de 60 de cai, dar tot de 170 de Nm, și oferă o autonomie reală electrică de până la 63 de km, cel puțin atât indică mașina. Eu am reușit să scot undeva la 42 într-un regim total neîngrijit de mers, extraurban preponderent. Și toată această împachetare, fie că vorbim despre hibrid sau despre plug-in, ne duce la o cifră totală de putere de 141 de cai și un cuplu de 265 de Nm, indiferent de tipul de propulsie, dacă este hibridă sau plug-in. Și undeva pe traseu există și un model electric, care însă diferă puțin față de cele de Kia, în ideea în care nu a primit o baterie atât de mare precum modelele Soul EV, sau e-Soul, cum se numea în perioada respectivă, adică a avut inițial 28 de kWh, după care a primit 38 de kWh și motorul a avut 136 de cai și 265 de Nm, sau, dacă nu mă înșel, chiar 295 de Nm. În timp ce Kia Soul EV, Soul, cum se numea în perioada respectivă, a primit și o variantă de 204 cai și o baterie mai mare de vreo 64 de kWh. Dar tot asta rămâne cea mai eficientă pentru că are această formă de caroserie care are o rezistență mai mică la partea de înaintare. Și mi se pare interesant că proprietarul a prins-o la un preț foarte, foarte bun. Adică 24.000 de euro nu-ți cumpără nicio altă mașină plug-in hybrid de la niciun alt producător. Chiar și la prețul de 30.000 fără tichetul ABLA, mi se pare că este în grafic foarte bun, având în vedere scumpirile recente din perioada asta. Așa că, dacă privești toate chestiunile astea obiectiv, faptul că e o mașină cu 5 locuri, are un portbagaj de aproximativ 370 de litri, varianta hibridă are cam 450, cea electrică are cam 350, un pic mai puțin, din motivele de baterie, evident, și chestia asta ține de ce faci tu cu ea, dar ai 5 locuri, ai portbagajul mare. Ai totuși destul de multe opționale, pentru că au fost diverse pachete de opționale care se puteau cumpăra, faruri pe LED, climatizare electrică care este setată pe două zone, poate să meargă inclusiv pe partea șoferului dacă nu este ocupat scaunul de pasager, și a faptului că este în esență o compactă lungită, e o mașină destul de mare, practică, cu care poți să faci treabă. Și proprietarul a ales-o foarte bine, pentru că el lucrează într-un complex de clădiri unde are beneficiul de a putea încărca gratis. Și exact așa a plecat la drum. Din moment ce am acea priză în parcare, e clar că mi se potrivește un plug-in în condițiile în care fac cel puțin 200 de km pe săptămâna de lucru în oraș, adică luni, vineri. Omul ăsta nu bagă benzină în timpul săptămânii de lucru. Cu o încărcare poate să parcurgă două zile de nevoie prin oraș. În weekenduri, în schimb, poate să folosească varianta normală de a conduce hibrid mașina, acolo unde scoate niște consumuri minunate extraurban, pe care mi le-a și comunicat și le-am și reverificat eu conducând mașina. Așa că cine este interesat de a achiziționa o mașină cu costuri mici, de pe piața de mașini puțin rulate, o să aibă o surpriză plăcută cu această mașină. Nu sunt neapărat lipsite de probleme și nu vor fi, pentru că sunt niște mașini complexe. Peste 10-15 ani, cu siguranță bateriile vor necesita un pic de atenție, în zona transmisiei va fi de lucru pe la acele ambreiaje, mai trebuie calibrați actuatorii aceia electrici de la mișcarea celor două ambreiaje, trebuie servisate tot felul de componente, climatizarea este electrică, are două sisteme de răcire cu două circuite separate de antigel, care au atât o pompă mecanică cât și de o pompă electrică, din fericire bateria este răcită pe aer
și asta înseamnă că nu are un sistem foarte complex de răcire, dar cu siguranță, per total, pentru o perioadă de deținere de 10-15 ani, mi se pare că e o mașină care nu va cere foarte mulți bani. Și, în esență, la bază, are o tehnică destul de simplă pe care îmi propun să o vedem când deschidem capota imediat. Așa că, printre concurenți, cred că cel mai bine ar fi de enumerat Hyundai Kona și mai ales partea de japoneze, adică ce vei găsi acolo în format similar, Toyotele Prius, atât hibrid cât și plug-in, însă la niște prețuri mai mari. Și acelea au o formulă diferită de tehnică, pentru că folosesc o cutie CVT. Această mașină, având o transmisie cu dublu ambreiaj, nu îți răpește din senzația aia plăcută de condus pe care majoritatea o căutăm. Ideea de schimb de treaptă, să simți cum mașina merge cumva constant. Și chestia asta oricum este livrată și de o transmisie CVT, doar că uneori pare altfel. Și de-aia lumea, pentru că nu le înțelege, tinde să le arunce un pic la gunoi și să nu le judece corect. Dar, din punctul meu de vedere, ambele vor fi niște decizii optime, mai ales că tu mergi cu mașina asta, din punct de vedere rațional de la A la B și vrei costuri cât mai mici. Adică nu o să cauți schimbări fulgerătoare de treaptă, demaraje cu scârți și cine știe ce dinamică pe curbe. Dar, dacă conduci mașina puțin mai la limită, nu te va dezamăgi. Bateriile sunt plasate destul de jos, în zona din spate a portbagajului, are suspensii independente pe toate roțile, McPherson pe față, cu basculă simplă inferioară și un amortizor cu arc și jambă în partea superioară, iar pe spate are un sistem dublu braț și cu brațe trailing. Și asta înseamnă că e destul de stabilă. Dar ceea ce cred că e de reținut la ea este confortul și costurile modeste pentru mentenanța acestei mașini. Hai să deschidem capota, să vedem un pic interiorul și să facem și un test interesant pe partea de drum. Acesta este unul dintre cele trei compartimente motor pe care le poți regăsi sub capota unui Ioniq, pentru că ele pot fi hibride, plug-in hybrid sau electric. Niște variante care diferă destul de mult între ele, cel puțin cele care conțin motor termic versus cea electrică, e lesne de înțeles de ce. Indiferent de tipul de hibridizare, dacă este plug-in sau hibrid simplu, ai același motor, care are codul G4LE, este un motor din familia Kappa, cu cea mai mare cilindree a acestei familii, respectiv de 1.6. Aceste motoare au avut 3 sau 4 cilindri, cu cilindree de la 1.0 la 1.6. Au avut și injecție multipunct, și injecție directă, și supraalimentare cu injecție directă, și tot felul de sisteme suplimentare, cum ar fi cele pe gaz, de exemplu. Deci depinde foarte mult pe ce mașină și în ce perioadă au fost montate aceste motorizări. Ele au deja ceva ani în exercițiu și au fost înlocuite de familia SmartStream, de exemplu acel 1.5 TGDI, care este sau nu mild hybrid, ce vine pe modelele noi, are la bază tot un motor din familia Kappa, care inițial avea 1.4 cilindre. Ăsta însă este un caz interesant, pentru că atunci când vezi 1.6, te gândești de obicei la familia Gamma, care sunt de 1.4 și 1.6, dar au altă componență de alezaj și cursă, de asemenea și ele multipunct sau injecție directă, atât aspirate cât și supraalimentate. Acelea, de exemplu, au și turbină twin scroll și se duc până pe la vreo 204 cai, având un focus mai mare pe partea de putere decât pe cea de eficiență. Așa că această motorizare e interesantă pentru că e singura din grupul ei care este cu ciclu Atkinson și pentru treaba asta are un format sub pătrat, adică under square, are un alezaj de 72 de mm și o cursă de vreo 99, cam așa, și asta înseamnă că este 89, pardon, deci este un motor care are cursa mult mai lungă decât alezajul și asta favorizează cuplu și pentru că are injecție directă este un motor destul de eficient, care de sine stătător nu trebuie să fie atât de puternic dezvoltând 105 cai și 147 de Nm, pentru că el este completat de un motor electric în cazul de față de vreo 60,4 cai și 170 de Nm, iar la varianta hibridă de unul de 40,6 cai și tot 170 de Nm, puterea totală fiind, așa cum am menționat, 141 de cai și un cuplu de 265 de Nm. Practic, motorul termic de sine stătător este construit din aluminiu integral cu tot cu capacul de la supape, are pistoanele făcute dintr-un material care să ducă temperaturi înalte, are tratamente de suprafață pentru partea de fuste a pistonului și pentru cei trei segmenți, mai ales ăștia de compresie sunt făcuți special pentru a rezista la frecuș, să spun așa.
Iar în partea de distribuție vorbim despre doi arbori cu came care au distribuție variabilă electrohidraulică. Pe partea de admisie avem un traseu care este direct în pinionul acela de reglaj, iar pe partea de evacuare este un solenoid exterior față de vana aceea de reglaj. Este un singur lanț de distribuție care este mișcat de către arborele cotit și trece peste cei doi arbori rotindu-i în același sens. Pe urmă, cele 16 supape sunt antrenate de culbutori din aceea de gețele cu role, deci nu necesită compensare hidraulică. Alte familii din necesită reglaj termic, pardon, pentru că au compensare hidraulică. Alte motoare din familia K folosesc degetare din acelea tip tachet, care trebuie înlocuite la o anumită perioadă. Iar în partea inferioară nu avem un lanț mai mic de distribuție pentru pompa de ulei, deoarece aceasta este antrenată direct de către arborele cotit prin rotație. Pentru că e un motor din familia K, are același sistem cu arborele cotit defazat față de centrul pistoanelor, pentru ca să se elimine componenta aceea de mișcare laterală a pistonului, piston slap cum se numește, și se elimină frecările. Practic, în momentul în care pistonul este deja la punctul mor superior, arborele cotit a parcurs câteva grade de rotație, biela e perpendiculară pe axă și în felul acesta pistonul coboară normal, nu mai schimbă acele fețe de lucru. De asemenea, există jeturi de răcire pentru partea de sub pistoane și tot specific familiei K este faptul că are o zonă de răcire pentru chiulasă și una pentru bloc, având un termostat care este în zona pompei și unul care este în partea asta în zona blocului. Și ce mai este interesant este că pe cureaua de accesorii avem mai puține elemente. Este o curea mai lată de accesorii care conține în primul rând un alternator generator răcit cu apă, care are mai multe roluri. Odată poate să pornească motorul în momentul în care se merge în sistemul hibrid, ca să nu se folosească demarorul clasic al mașinii, și acesta poate să fie și învârtit de către motor ca să producă curent pe care îl hrănește direct în acel invertor-convertor ca să poată încărca bateria în mers. Chestia asta poate să o facă și motorul electric mare situat în zona transmisiei, la care ajungem imediat. Acest generator, pentru că e supus unor temperaturi destul de mari de lucru, este și el integrat în sistemul de răcire, având o pompă separată electrică pentru sistemul acela de răcire. Motorul e puțin diferit față de ce vezi pe celelalte modele și mai jos este rola de pompă de apă, care este complet mecanică și se ocupă de răcirea motorului. Compresorul de aer condiționat este unul complet electric și este situat în partea de jos, nefiind o rolă care să treacă pe sub el. Acum, ce mai interesant, fiind injecție directă, are undeva în spate, pe sub această cutie, pompa de injecție de înalte, care este antrenată de arborele cu came de evacuare și este conectată la o rampă comună de inox cu 4 injectoare, câte unul pentru fiecare cilindru. Evident, s-a ales chestia asta pentru eficiență. Și tot pentru eficiență, mașina are sistem de eghere de înaltă presiune, adică imediat din galeria de evacuare, care spre deosebire de un motor capa supraalimentat normal, nu este integrat în galeria de evacuare, ci este separată, se preiau gazele de evacuare, care, din păcate, conțin particule. Și sistemul acesta eghere are o supapă care bagă într-un răcitor și una care trimite gazele în zona de admisie. Deci acele gaze pot sau nu să fie răcite și indiferent dacă sunt sau nu răcite, ele pot intra sau nu în galeria de admisie. Și chestia asta se face printr-un traseu separat, care se vede undeva în partea de jos acolo, unde se află evident și traseul pentru clapeta aceasta de accelerație. Diferă puțin traseul de admisie, aerul intră pe aici, se duce în această cutie unde se află filtrul de aer, trece de debit metru, intră în zona clapetei de accelerație și acolo participă și gazele eghere. Și în acest fel, pentru că se face retur de gaze, se reduce pierderea de pompaj a motorului termic, în sensul în care nu mai muncește să sugă aerul necesar pentru crearea amestecului de injecție directă și atunci se poate merge cu clapeta de accelerație deschisă mai mult. Chestia asta crește eficiența similar cu un sistem precum Valvetronic sau acel Multi-Air pe care îl folosește Alfa Romeo Fiat sau Uni-Air, același sistem licențiat către Jaguar Land Rover. Pe urmă, anexat acestui motor este o întreagă transmisie, care are însă în clopotul acela de conectare acel motor electric, care este cumva concentric, are un stator bobinat cu un rotor cu magneți permanenți și statorul este cel care conține un câmp electromagnetic alimentat de acest cablaj, iar rotorul este permanent magnetizat pentru că are magneți și atunci acel motor poate sau nu să participe către fluxul de transmisie cu ajutorul unui ambreiaj, în ideea în care motorul termic poate să miște
motorul electric, care la rândul lui este completat, conectat către transmisia cu dublu ambreiaj. Și sunt trei ambreiaje. Unul care face legătura dintre motorul termic și motorul electric, și motorul electric cu totul vine montat pe oala ce conține cele două ambreiaje monodisc uscate. Alea la rândul lor sunt actuate de un sistem electromecanic cu două degete, care se pot vedea sub zona de invertor-convertor, iar al treilea ambreiaj de cuplare-decuplare pentru motorul electric este cu cilindru central hidraulic, concentric slave cylinder se numește în engleză acel sistem, și are un motor electric propriu cu o pompă electrohidraulică pentru acționare. Și practic este un hibrid de tip paralel, dar uneori poate să funcționeze și ca serie, pentru că motorul termic prin acest mic generator produce curent, dar în mare parte motorul termic poate să trimită direct către cutia de viteze rotația, antrenând motorul electric, doar că acesta nu este tot timpul cuplat ca energizat, să spun așa, dar este în permanență rotit ca să poată să producă curent atunci când este învârtit. Dacă se dorește participare hibridă, motorul electric primește și el curent din bateria de 8,9 kWh din spate, curent continuu, intră în acest invertor care transformă în curent alternativ prin acest cablaj și care mișcă roțile folosind toate cele 6 trepte de înainte și una de înapoi. Dacă mașina merge pur electric, atunci motorul termic este oprit, deconectat cu ajutorul acelui ambreiaj electrohidraulic, și motorul electric este cel care mișcă toate cele 6 trepte. Mașina se poate deplasa cu până la 135 de km pe oră într-un format pur electric. Dacă apeși pedala mai tare, va intra și motorul termic pentru a asigura aportul necesar. Aici avem vasul de expansiune pentru răcirea componentelor electrice a motorului cu partea de stator și a acestui invertor-convertor, și în partea aceasta este vasul de expansiune conectat la sistemul de răcire al motorului. Avem două radiatoare pentru acest lucru și un radiator de aer condiționat, care este de fapt condensatorul sistemului, evaporatorul fiind în zona aceea de la habitaclu. Și o altă componentă electrică foarte importantă, pentru că asta este o mașină plug-in hybrid, undeva sub această cutie de siguranțe are acel încărcător de bord de 3,6 kWh, care este conectat la această mufă de încărcare, unde poate să accepte curent alternativ, fie de la o priză domestică, fie de la o priză Type 2 de stradă, dar nu are un fast charge. Varianta hibridă, nefiind plug-in, nu are respectiva piesă. Și suplimentar, ambele sisteme, de fapt toate cele trei variante de mașini, și electrică, și hibridă, și plug-in hybrid, au sistem electrohidraulic de frânare. Adică mașina nu are pompă de vacuum și nu necesită vacuum pentru servoasistarea frânelor, acestea fiind servoasistate cu ajutorul unui motoraș electric ce generează presiune hidraulică artificială, o stochează într-un fel de vas și poate simula de asemenea și tăria pedalei. Deci la această mașină nu vei simți o pedală de frână întărită după ce ai oprit motorul. Tot timpul are cam aceeași cadență și se folosește frânarea regenerativă. La o prima apăsare de pedală se folosește frânarea regenerativă, la o apăsare mai puternică intervine și sistemul hidraulic și poți să dozezi frânarea regenerativă cu ajutorul padelelor pe modul eco, iar pe modul sport poți să schimbi treptele de viteză. În linii mari, cam asta este tehnica mașinii. Ce este de adăugat e că bateria se află în partea din portbagaj în spate, având o răcire proprie pe aer, și tot acest modul se ocupă de transformarea curentului continuu din baterie în curent alternativ de înaltă tensiune pentru motorul electric mare, iar prin această mufă se ocupă de conexiunea cu acest generator și se mai împarte un cablaj pentru compresorul de aer condiționat, și de asemenea această unitate conține și un convertor curent continuu la curent continuu de la voltajul de înaltă tensiune din baterie la aproximativ 15V, ca să poată să încarce bateria de 12V de plumb care se află în portbagajul mașinii, aceea folosită pentru faruri, ștergătoare, infotainment și ce alte conexiuni electrice mai are această mașină. Destul cu detaliile tehnice, hai să vedem și restul mașinii. Aceasta a fost prima mașină gândită de la zero fără un motor dedicat termic, adică toate variantele au avut o formă de electrificare, de aia se numește IONIQ. Ionic, sau depinde cum vrei să pronunți, ionică, ionic și așa mai departe. În ideea în care niciuna nu vine doar cu motor termic. La fel s-a întâmplat și cu surata sa de la Kia, acel model numit Niro sau e-Niro, sau mai nou se numește Niro EV, varianta nouă, o să o avem și noi pe canal în curând când apar la reprezentanță. Așa că vei vedea
1.6-l ăsta cuplat cu motor electric mai mic, cu un motor electric mai mare sau doar în variantă pur electrică, cu evident tot felul de mici diferențe. A fost lansat în 2016, în 2019 a primit un facelift care a însemnat o redesenare din asta estetică pe exterior, adăugarea unor opționale, îmbunătățirea sistemelor de asistență, având pilot automat adaptiv, conectivitate mult mai bună, are o aplicație specială pentru precondiționarea climatizării, care din păcate nu funcționează în România, și multe alte detalii de sisteme de asistență și chestiuni de confort. Dar nu e o mașină radical schimbată în urma acestui facelift, însă au fost destul de multe schimbări care să merite menționate. Și mi se pare că este diferit setată față de Kia Exceed Plug-in Hybrid, care are și moduri de condus mai multe. Este mai bine echipată, mă rog, are cu totul alt design dacă stăm să ne gândim, dar în esență mecanica este aceeași. Asta mi se pare că e o abordare mai simplistă. Îmi place cum este, de exemplu, acest haion. Faptul că are această bară, similar cu ceea ce putem vedea pe la Honda Civic, care elimină din start orbirea xenoanelor din spate atunci când mergi pe autostradă și, în ultimul rând, portbagajul are un sunet foarte mișto de plin atunci când îl închizi. Nu are nevoie de ștergător, pentru că este un fastback în esență. Portbagajul are o capacitate destul de ok, seamănă cu una de compactă clasică, precum un Leon, Golf, Astra și alte mașini din acest segment. Fix ce vedeți în imagine aici, are cel mai mic portbagaj, 341 de litri. La varianta hibrid ai 456 de litri și la electrică o idee mai mare decât la plug-in hybrid, un 357. Diferențele sunt date evident de partea cu bateria. De exemplu, hibrida are bateria sub zona de scaune. Această plug-in hybrid are bateria sub zona de portbagaj și modulul acela de mentenanță și răcire este sub zona banchetelor, deci diferă chestiunile astea. Însă chiar și așa, de foarte lăudat acest spațiu în care intră fără probleme, aruncate direct, fără să trebuiască împăturite cablurile. Un spațiu simțitor mai mare decât găsim, de exemplu, pe Kia Exceed, pentru că sunt sisteme audio diferite. O să vedem la interior chestia asta, se merge pe mărci diferite, în timp ce pe la Kia vei vedea anumite sisteme. Sisteme, de exemplu, de la Bose pe unele modele, pe altele vei vedea Harman Kardon. Aici este un Infiniti cu Y, nu cu I, ca e marcă de mașină, care are și el propriu subwoofer în partea asta. Aici se poate vedea bateria de 12V a mașinii, care e integrată sub un capac. Cârlige de prindere în partea aceasta sau inele, depinde cum vrei să le numești. Banchetele sunt rabatabile fracționat. Ai și acest oblon care poate fi închis și deschis destul de ușor, are și un mic amortizor. Poate fi depozitat sub partea aceasta de aici și nu are închidere electrică și gura de încărcare este situată destul de ok. Nu e însă la fel de mare precum la alte modele și necesită un pic de ridicare ca să poți să ajungi la ea, dar mi se pare că măcar e în plan, e cumva în zona genunchilor, e ușor de încărcat. Nu va avea evacuări la vedere, are însă niște ornamente destul de liniștite, asta pentru că e o mașină liniștită, nu trebuie să aibă cine știe ce veleități din astea mecanice. În zona de spate vei avea mai puțin loc la cap decât într-o Kia, de exemplu, pentru că are acest acoperiș cu pantă lăsată. În partea din spate aici avem materiale tari, inclusiv pentru fața de ușă și pentru acest segment superior, dar zona asta de consolă aici este moale, un mâner cu spațiu de depozitare, la fel aici câteva zone de depozitare. Iar tapiseria are un textil interesant care este mai deschis la culoare, îmi place că centurile au zona lor proprie. Bancheta poate fi rabatată cu suprafață plană de încărcare, iar accesul este unul foarte facil pentru că mi se pare o mașină destul de lungă în interior. Nu are vreun reglaj pentru spătarele acestor banchete, însă unghiul lor este optim. Are o cădere amplă în partea din spate. Eu la 1,90 stau cu bulanele ca lumea pe banchetă și îmi place că în zona asta de aici este foarte moale acest textil, inclusiv pe locul central. Tunelul median aproape inexistent, ventilație și pentru locurile din spate. Din păcate nu are niciun fel de priză. Pentru o mașină 2022 ar fi trebuit să aibă două porturi USB obligatoriu. Poate sunt în echipări superioare, dar aici nu le regăsim. Suport simplu de pahar. Și în zona capului eu am spațiu, dar dacă stau mai calabanat așa, sub un deget, adică persoanele mai înalte vor avea puțin de suferit la partea asta de spațiu. Iar în zona de față avem închidere
prin buton, adică dacă facem așa, mașina se închide. În momentul în care te apropii de mașină, de la distanță, oglinzile se vor deschide, dar tot va trebui să apeși acest buton ca să tragi de zona de clanță a mașinii, pentru că nu funcționează sistemul cu deschidere prin atingere. Măcar nu te va nebuni cu tot felul de piuituri, cum se întâmplă pe la alte mărci. Pe urmă, în partea aceasta, această mașină nu are reglaje electrice cu memorii, deci sunt reglaje pentru înălțime și pentru spătar. Tetiera, de asemenea, poate fi reglată pe înălțime și are sistem din ăsta cu clapete pe aici, scaunele nu se extind. O mică critică ar fi că, deși are reglaj pe înălțime, parcă n-are suficientă pantă și eu, cum sunt mai lung în picioare, am o zonă descoperită aici sub pulpe. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai pe spate scaunul. Pe de altă parte, unghiul la picioare e bun, zona destul de degajată pe aici. Avem materiale moi în partea aceasta, evident tare în față, niște ornamente interesante care mai scot din linia relativ simplă a bordului, materiale tari în partea asta inferioară, un torpedo simplu cu deschidere lentă, iar în partea aceasta consola este tot așa din plastic tare, este însă retrasă, nu vei avea probleme cu genunchii și îmi place că nici o zonă de comenzi nu este în zona genunchilor. La Honda E, de exemplu, eu cu genunchii ating încălzirea în scaune și vara, mai ales mergând, m-am trezit de nu știu câte ori copt pentru că atingeam așa, pornea încălzirea și nici nu mi-am dat seama despre ce e vorba. Pe urmă, sunt niște diferențe. La Kia, de exemplu, ai niște comenzi fizice pentru climatizare. Aici, fizice, sunt doar butoanele pentru dezaburire, lunetă și parbriz. În rest, totul este cu touch. Ecranul are 1025, funcționalitate foarte bună pe de altă parte. Prize de 12V, 2 la număr și un port USB pentru date, încărcător wireless. Mai puține butoane decât la Kia, pentru că nu e la fel de bine echipat, adică acolo vei găsi și ventilații și moduri de condus. Aici ai încălzirea pentru volan și scaune, camera de marș arier, pentru care doar una singură, frâna de mână și auto-hold-ul. Un suport de pahare aici și cu unul aici, care poate fi folosit și ca pachet de fumători. Un spațiu de depozitare în partea aceasta, unde pare că a fost cândva o frână de mână, cam așa arată această consolă. Iar în partea de aici încă o priză de USB, care însă este doar de încărcare, nu și de date. Și cotiera este cu suprafață de vinilin, chiar dacă restul tapiseriei este pe textil. Oglindă cu închidere heliomată, suport de ochelari, sistem din acela de 112, Doamne ferește, butoane clasice pentru lumină, astea sunt mai depășite așa împreună cu acestea, care însă se închid interesant, și parasolarul nu are extensie, are însă o oglindă destul de mare, care e facilă, să spunem așa. La fel, chederele ușilor mi se pare că sunt bine făcute, de urmărit însă când va fi mașina bătrână și veche, zonele astea unde s-ar putea să apară un pic de rugină, că sunt multe colțuri. Pe de altă parte, mai îmi place și zona oglinzilor, sunt mari, ștergătoarele de asemenea sunt destul de bine păstrate în linia capotei, farurile luminează interesant, am putut să merg cu mașina într-o parcare subterană neiluminată și am putut să văd ce poate. Nu sunt faruri adaptive, însă își fac treaba ok. Ambele porturi, și cel electric și cel termic, sunt pe aceeași parte. Cel electric se deschide la o apăsare simplă. La acesta va trebui să aștepți din zona interioară deschiderea. Și sunt curios, eu acum am apăsat butonul. Durează un pic până se deschide. Dacă rezervorul este agitat, o să dureze și mai mult de atât ca să se ventileze acele gaze din rezervor. Așa că atunci când faceți plinul, nu mai umpleți după ce a sărit pompa, pentru că o să vă distruge sistemul ăla de vap canister. Aici avem geamuri auto doar pe partea din față, în spate nu. Butoanele de geamuri, reglajul de oglinzi, zona de auto și în partea aceasta avem suplimentar și reglaj lombar electric pe două direcții, pe lângă cel de înălțime și spătar, și de asemenea volanul este reglabil pe adâncime și pe înălțime. Și aici avem o serie de butoane de unde se poate porni și opri încărcarea. Nu are un buton de încărcare precondiționare în exteriorul mașinii, iar în partea aceasta este sistemul care îți menține bateria de 12V încărcată, butonul de la trapa de combustibil, lane assist-ul, ESP-ul și reglajul de înălțime al farurilor, că sunt LED-uri simple. Cam așa arată o vedere generală. Ce este foarte diferit este aspectul bordului în comparație cu Kia Exceed Plug-in Hybrid, deși funcționalitatea ecranului central este identică, diferă doar poziționarea, rama. Asta se cam întâmplă între Kia și Hyundai. Amplasamentul comenzilor volanului
este la fel, doar că per total e puțin diferit aspectul. Avem aceleași manete clasice de semnal și de lumini. Funcție de auto între faze, dacă împingi odată, așa apare și semnul de auto în bord. Iar în funcție de numărul de sisteme de asistență, ai o serie de butoane în această parte. Buton de comenzi vocale, buton de surse, MP3, telefon, stick și așa mai departe, volumul, aici este tasta de selectare a posturilor și a melodiilor și tastele pentru telefon. Iar în partea aceasta avem paginarea bordului cu cele două tipuri de pilot automat, adică limitator de viteză și pilot adaptiv, unde avem și reglajul de distanță. Și aici e pornirea și oprirea plus selectarea părții de viteză. Avem și padele care în modul eco ne arată gradația pentru recuperarea regenerativă. Dacă ne uităm în zona bordului, el are două tipuri de aspect. Dacă, de exemplu, îl lași normal și pui în drive, el este în eco. Dacă dai înspre stânga maneta, se comută pe aspectul de sport, care însă doar schimbă coloritul și arată puțin mai diferit partea asta. Îți arată și turometru, asta este diferența. Dar, în mod normal, cam bordul acesta de eco vei vedea și nu poți schimba aceste borduri, aspect, în funcție de cum vrei tu, ci se schimbă în funcție de selectarea manetei schimbătorului. La Kia Exceed Plug-in Hybrid poți să alegi bord digital sau trei tipuri de cadrane și ori le lași în funcție de modul de condus, pentru că acolo ai și eco, normal și sport, dar le poți seta și tu cum vrei, un pic diferit, să spun așa. Pe partea stângă este un indicator de putere care cumva ține locul, să spunem, al turometrului general pe care îl vezi doar pe modul sport. Iar pe zona dreaptă avem două indicatoare, unul de jos care este nivelul de combustibil benzină și partea de sus care este nivelul de încărcare al bateriei și ți se arată și în zona de procent. Iar în zona de ecran central avem odată pe partea asta stângă selectorul, de exemplu dacă îl dăm așa și începem și ne jucăm cu padelele, apare cifra în care este, mă rog, valoarea de treaptă. Iar în mod normal îți arată poziția schimbătorului, ai indicator de temperatură antigel pe partea respectivă de acolo. Și în momentul în care ești în drive și te joci pe zona asta de padele, aici poți vedea gradul de recuperare regenerativă. Însă, spre deosebire de alte modele, nu are o recuperare automată. Deși tehnic există acolo, dar nu e probabil implementată din soft. La nivelul bordului se poate vedea un consum aberant pe care l-am avut pentru că am stat foarte mult timp pe loc cu aerul condiționat pornit, o să și resetez în punctul acesta. Ai mai multe tipuri de afișaj. Ai autonomia electric plus benzină. Pe urmă ai un computer de bord scurt, unul mai amplu, asta este un rulaj al mașinii. Se poate vedea că consumul mediu pe 2000 de kilometri aproape este 2,9%. Iar strict pe o tură de condus, acesta nu se poate reseta, se resetează automat la oprirea mașinii, vitezometru, un fel de indicator de consum pe aici și un flux de energie. Dacă, de exemplu, bag în viteză și încep și mă deplasez, putem vedea cum curge curentul, ca să zic așa. Și cam atât pe partea aceasta. După aceea, la următorul ecran e o busolă, aici se pot vedea sistemele de asistență. Și tot felul de setări care țin de sistemele de asistență, când să bingăne, de câte ori să bingăne, sensibilitatea lor și setări din astea de sisteme normale, de închidere centralizată, lumini, chestiuni de încărcător wireless, poziție de service pentru ștergătoare, chestii de genul acesta și cam atât pe partea asta. Ceva interesant este că fiind o climatizare electrică, nu necesită motorul termic permanent pornit pentru a funcționa. Aici avem un meniu EV unde ne arată starea de încărcare a bateriei. Dar acest 6% nu înseamnă că și ai o autonomie pur electric. Și este interesant de văzut că în general pe la 8% începe și pornește motorul automat dacă ai climatizarea pornită. Și fiecare procent al bateriei am calculat că înseamnă undeva în jur de 3-4 minute de aer condiționat pornit și diferența de autonomie între aer oprit și aer pornit este de 2-3 km maxim, deci chiar pare foarte eficient acest sistem. Iar acest display este unul de 10.25 care are un ecran central interesant. Dacă aici ai o zonă de navigație setată, o să vezi niște trasee, dar e cumva în surdin, așa în umbră.
iar în momentul în care miști de el, vezi concret setările mașinii. Și aici, de exemplu, e o rubrică generală de setări, unde poți să intri pentru vehicul să setezi un singur parametru, și anume climatizarea. Din păcate, fiind plug-in hybrid, sau de fapt pentru că e plug-in hybrid, ar fi trebuit să aibă și clima automatizată, ceea ce nu se întâmplă, în sensul în care nu poți să o programezi cu telefonul. În alte țări se poate, deci asta e o ciudățenie. Iar aici, dacă intri, ai setări pentru, ceva setări suplimentare, poți să și cauți în partea aceasta. Limbă, sistem, tastatură, chestiuni de genul acesta. Ai de asemenea navigație, care poate fi afișată de la butonul Map, se vede foarte bine, are conectivitate LTE, deci nu necesită neapărat conectivitate cu telefonul. Eu nu am simțit nevoia de Waze. Dacă conectez telefonul, va merge conexiunea doar pe fir și de asta sunt atâtea cabluri prin mașină. O să se vadă Android-ul sau Apple CarPlay full screen, numai că ai acest cartuș care poate fi schimbat. Aici poți să schimbi și să afișezi diverse chestiuni. Și Android-ul se va vedea doar atât, pentru că pe segmentul acesta va fi zona aceea cu apeluri. În linii mari, cam asta ar fi de la acest sistem. Are conectivitatea asta cu telefonul, ai o aplicație în care poți vedea statusul mașinii, dar mare lucru nu poți să faci, mi se pare iurea că nu poți să precondiționezi clima. Și suplimentar are și funcția asta live, unde poți de vedea, de exemplu, stațiile de încărcare, cu tot felul de aglomerări, de exemplu, de trafic. De asta zic că este o navigație în timp real, pe care îți va arăta tot timpul starea reală a traficului. Deci nu ai nevoie de telefon, îți arată și tariful pentru combustibil și e actualizat în timp real. Și ce mai e de reținut este grafica camerei de marșarier, care este una destul de modestă, dar suficientă cât să îți permită să te deplasezi în siguranță, și are și liniile acestea de ghidaj. Cam atât cu partea asta, ar mai fi de arătat climatizarea, care are un meniu separat, are un ecran din ăsta afișat destul de clar, numai că nu are butoane fizice. Și asta s-ar putea să deranjeze pe mulți, de exemplu temperatura o setezi de aici, ai funcția asta de driver only, ca să-ți dea aer doar în zona șoferului, și pentru că în mod normal maneta când e în drive stă cam așa, trebuie să sprijin cumva mâna în zona asta sau să pui aici ca să poți să ai o stabilitate pe gropi în momentul în care vrei să selectezi o temperatură. Mi-ar fi plăcut totul să văd butoane rotative, ar fi fost mai simplu. Pe de altă parte răcește foarte bine, n-ai niciun fel de problemă în a merge cu mașina asta pe vreme caldă. Am avut clima setată între 18 și 21 de grade și n-am simțit un disconfort termic în acest sens. Hai să vedem și câteva impresii generale de condus și o discuție despre consumuri. Să-l vedem pe Ionică ce știe să fac. Eu știu deja, dar o să vă zic și vouă. Este foarte ușor de condus, pentru că n-ai moduri, n-ai complicăciuni, ai pus în drive, te uiți la drum și dai mai departe. Evident că, fiind o mașină plug-in hybrid, este mai complexă și ca să scoți maximul de utilitate din ea, trebuie să o înțelegi. Adică dacă tu faci doar drumuri extraurban, nu are rost să ții această configurație și trebuie să cauți hibrida. Acum că o găsești pe piață, poți cumpăra și plug-in hybridul, însă per total posibil trebuie să cauți să o încarci cât mai des, pentru că așa îi scazi consumul cel mai mult. Cine însă face multă navetă și are unde să o încarce zilnic, merge mult în oraș, chiar dacă plătește acel curent, ajunge să meargă mai ieftin, pentru că o încărcare îți asigură realmente cel puțin 50 de km în oraș cu climatizare. Iarna mai mică un pic distanța pentru că nu are pompă de căldură, folosește o rezistență electrică și automat trage din baterie, consumă mai mult. Dar și acolo, 30 de kilometri garantat vei avea. Așa că, la modul real, cu o încărcare, fie vară, fie iarnă, poți să speri la 2, poate chiar 3 zile de mers, mai ales vara, depinde de tipicul tău de deplasare. Aș merge ca medie să spun totuși 2 zile, pentru că, în mod normal, cineva normal parcurge cam 20-25 de kilometri pe zi într-un uz din ăsta normal. Și cu cât o încarci mai des, cu atât mergi mai puțin, mai ieftin de fapt, pentru că proprietarul de când o are a făcut doar 2 plinuri pe care le-a folosit extraurban, în rest în timpul săptămânii, casă, serviciu și ce mai merge prin oraș, exclusiv electric. Și chiar promite mașina, am reușit să parcurg 42 de kilometri. În ideea în care am plecat cu ea full încărcată, mi-a arătat 63 autonomie, am pornit climatizarea, mi-a arătat 58-59, cam așa.
Și am luat-o la drum lung, adică am mers de N1 și autostradă, 80-110 pe urmă, 135 la oră pe autostradă. Adică e clar că nu e făcută pentru segmentul ăla. Dacă mergeam în oraș, garantat scoteam un 54, cam așa. Și se conduce plăcut, nu simți schimbarea treptelor în modul electric, merge foarte cursiv, zici că are o singură viteză. Și chiar și atunci când pornește motorul cum este acum, fiind o cutie dublu ambreiaj, ea adaptează punctele de schimbare, nu-ți dai seama, neavând nici turometru în modul acesta normal, nu vei resimți motorul, îl auzi pe fundal, e oarecum gălăgios uneori, mai ales dacă apeși puțin mai hotărât pedala, dar are sunetul ăla clasic de motor standard, pentru că e cuplat de fapt la o transmisie standard, iar timpii de repriză sunt unii destul de modești, adică va avea în jurul a 10 secunde 0-100. Și nu e o mașină făcută pentru goană, însă odată dusă la o viteză acolo de autostradă, o menține fără niciun fel de problemă și totuși nu e anemic. Adică are 140 de cai pe 1560 de kg. E cam pe acolo cât trebuie, dar nu vei regăsi vreo dinamică excelentă a condusului. Dar simți cum te bagă în scaun, creșterea vitezei se produce destul de liniar, are vitezele destul de lungi, adică vei resimți fiecare treaptă în parte cum trage de ea, pentru că așa este sistemul acesta reglat. Și acum era pe modul normal. Dacă o dai pe sport, se va simți puțin mai dinamic răspunsul pedalei de accelerație. Și avantajul e că percepi motorul altfel, pentru că vezi turometru și poți să te joci și cu padelele, să schimbi tu când vrei. Și poți să zic că mașina nu are senzația anemică. Adică dacă nu știi câți cai are, ce putere are, o să ți se pară în latura superioară a dinamicii. Dar n-am, se va compara cu un turbo curat din ăla cum trebuie, pentru că nu asta este ca mașină. Așa că temperamentul poate să difere în funcție de cum o conduci. Dacă mergi pe modul eco, în momentul în care te joci din padele, vei regla regenerarea frânării. Și aici este un meniu foarte cuprinzător cu consumul pe electric. Ai o diagramă proprie în care ți arată strict electricul și una în care ți arată și autonomiile și starea efectivă de încărcare a bateriei. Doar că nu stai să te uiți în mers atât la meniu ăsta, eu l-am pus doar ca să văd, de exemplu, modul eco când pornește motorul. Ai o siglă de EV, în momentul în care ridici piciorul de pe accelerație și motorul termic se oprește, va avea simbolul EV. În momentul în care motorul pornește, dispare acel simbol de EV și vezi acolo fuel engine și electric motor, adică sunt două zone din astea puțin diferite, dar eu mă declar mulțumit de dinamica mașinii. Și pot să zic că este satisfăcătoare, adică o persoană normală cu raționalitate pentru costuri o va regăsi ca fiind o mașină dinamică. Cine caută strict o mașină dinamică nu o va regăsi în acest fel, dar cu siguranță va fi surprins de partea de consumuri. Și că veni vorba, eu personal în oraș am reușit să scot un aproximativ 4,6% prin comparație cu Kia Xceed Plug-in Hybrid, în aceleași condiții am scos 4,8% și acolo însă poți să ajungi și la cifre mai mari, pentru că depinde de regimul traficului și de cum se prezintă situația. Știți cu toții cum e treaba asta, pentru că consumul e foarte mult influențat de cât de mult stai pe loc, cadența mersului, cât de tare apeși pedala de accelerație, dar se confirmă, pentru că aproximativ aceleași cifre le-am avut și pe Kia. La drum național am scos 4%, fără să mă abțin, am mers odată cu coloana, am făcut și câteva depășiri, mi-am mai jucat și pe sport, am prins și o bucată în care s-a mers mai lent. În aceleași condiții cu Kia Xceed Plug-in Hybrid am avut 4,6 consum. Iar pe autostradă, pilot automat, ambele sensuri mers constant, am avut 5,9% la 140 de km pe oră pe pilot automat. În aceleași condiții cu Kia Xceed Plug-in Hybrid am avut cam 6,2-6,7. Și aia pentru că ai o mașină cu anvelope mai late, asta are 205-55 cu 16. Ai avea anvelope pe 17 sau 18, erau mai late. Mașina fiind SUV e mai înălțată, nu are aceeași aerodinamică. La viteză contează, deci clar, la un drum lung, dacă te duci până în Austria și înapoi, vei resimți o diferență destul de mare de consum pentru partea asta, pentru că se apropie de, nu e chiar un litru, dar cam pe acolo. Adică dacă mergi 20%, cum ar zice anumiți cetățeni, care nu știu să pronunțe cu miile, acolo era o vorbă interesantă în filmul Cel mai bine dintre pământeni și în cartea omonimă, unde gardianul era analfabet,
ca mulți alți gardieni din țara asta și ca mulți alți politicieni, și nu știa să numere cu sute sau cu mii. Și un deținut avea marca aceea pe piept și paznicul l-a întrebat: cât ai bre pe piept? Și el a zis 1753. La care paznicul s-a enervat și tot repeta întrebarea. Ăsta spunea 1753 până i-a rupt capul. Și unul din deținuți și-a dat seama că ăla nu știe să numere și a zis: bosule, 17 cu 53. Cam așa zic și cetățenii despre care vorbeam, cu 10 sute, 12 sute, 20 de sute și așa mai departe. Așa că la drum lung, clar, asta este, de fapt nu numai, și în oraș și la drum național, este cea mai economică mașină din categoria asta ei internă. Adică tehnica coreană hibridă sau plug-in hybrid, pe mașina asta o vei regăsi, spre deosebire de celelalte configurații. Pe Kona va consuma mai mult, că e SUV mai înalt, pe X-Seed la fel. Seed-ul normal nu oferă sistem din ăsta plug-in hybrid și depinde de ce faci cu mașina până la urmă, cred că asta contează. Inclusiv electrica este o alegere bună pentru că are niște consumuri declarate de vreo 12,7 kWh. Și realmente mi-a spus și Ciprian de la EcoDrive, cu care am o relație personală foarte bună prin prisma mașinilor, că este foarte impresionat de consumurile bune pe care acea mașină le avea. Chiar dacă bateria e mică, pentru că are o putere modestă și o aerodinamică foarte bună, nu are frecare cu aerul și atunci e eficientă în ceea ce face, dar la carte îți dă o autonomie teoretică reală de 331 de km, deci probabil nu vei ajunge la 300 cu ea. O Kona sau un Soul vor fi mai bine adaptate pentru că au baterii mai mari și putere mai mare. Și rămân în continuare niște alegeri foarte bune de mașini electrice. La ele însă, dacă sunteți proprietari de Kona sau de Ioniq sau de Soul, schimbați anual uleiul din caseta de reductor, pentru că este o mașină gândită să meargă cumva în condiții variate și au fost niște mici probleme în etapa de proiectare. Dacă intrați pe forumuri în state, veți observa foarte multe situații de reductoare picate. A fost o problemă de aliniament între motorul electric și caseta reductor. Un micron, doi pe lângă, pe acolo, nu sunt aliniate acele axe și apare pilitură care se plimbă prin toată caseta și distruge acei rulmenți și mai ales pinioanele. Așa că pentru a evita operațiuni costisitoare ulterioare, cel mai bine măcar verificați uleiul. Dacă este limpede și nu are pilitură, mai merge. Dacă e maroniu și conține bucăți, cel mai bine schimbați-l, pentru că sunt câțiva litri și cu siguranță e mai ieftin decât să stai pe garanție. Producătorul oferă garanție pentru problema respectivă, dar e bine să nu ajunge acolo. În rest, la astea termice, fiind cu motor cu injecție directă, eu aș curăța galeriile de admisie, mai ales că fiind niște mașini plug-in hybrid, vor fi conduse destul de lejer, adică nu o să fie niște mașini alergate, și asta înseamnă că ai toate șansele să-ți apară depuneri pe supapele de admisie și în galeria de admisie de calamină, având în vedere că ai și eghere, care din păcate reintroduce gaze nefiltrate cu particule, care automat adaugă pasta aia în admisie. Și, per total, nu băgați benzină de la tractoare, ciorap și așa mai departe, să fie benzină bună, pentru că este injecție directă și poate să apară probleme și pentru că este un motor care are cicluri pornite, pornire-opriri foarte dese, uleiul trebuie să fie schimbat cât mai des. Eu personal a schimbat la 6 luni și undeva la, nu știu, 7000 de kilometri ca interval, pentru că e infinit mai ieftin să faci așa decât să stai să repar după. Dacă te bucuri că economisești puțin prin faptul că schimbi la 2 ani și 30.000 de kilometri, părerea mea e că te bucuri degeaba, pentru că vei lua o mare leapșă cu fiabilitatea și asta este problemă de exploatare. Așa sunt motoarele moderne constrânse de normele de poluare. Nu sunt prost făcute. Sunt făcute însă să respecte mai multe criterii. Și din păcate, știți cum e. Și frumoasă, și deșteaptă, și de vreme acasă, și bogată, așa, nu se poate într-un singur pachet, decât cu niște compromisuri. Cam așa e și la motoare. Trebuie să le acceptăm, așa că mai bine decât să stăm să ne războim pe forumuri și să papea mătii și alte din astea, hai să gândim preventiv, că nu ne costă nimic în plus, sau foarte puțin în plus ne costă să fim preventiv, fără să trebuiască să mai dăm pe la garanții și alte probleme din astea. Dar studiind forumurile cu aceste configurații de mașini, nu am văzut probleme. Am văzut cu întinzătoarele de la dieselurile mild hybride pe mașini precum Kia Sportage,
care în continuare au niște probleme nerezolvate pe forumuri, cel puțin modelele până în 2021 inclusiv. La astea noi nu s-au raportat probleme. Știți cum este mașini noi până la urmă și trebuie să li se dea timp. Ionicul, în schimb, e o mașină care deja are 8 ani. Și de fapt nu are chiar 8 ani, că e apărut în 2016, deci are un 6 ani, să zicem corect. Și asta înseamnă realmente că a trecut totuși testul timpului. Sunt mașini care au avut deja rulaj, atât electrice cât și plug-in. Platforma asta se regăsește pe mai multe modele ale producătorului, deci are toată baza de documentare din spate. Există și manuale ample de reparație și de service. Eu personal am un link cu unul, o să vi-l las în descriere pentru cei interesați. Deci operațiuni de mentenanță simple poți să-ți faci și singur la această mașină. Și până la urmă cred că e o alegere interesantă, pentru că alegi rațional. Frumoasă nu e neapărat, dar are toate aturile să țină cu casa și o mașină plăcută la condus. Suntem pe piatră cubică acum. Este bine antifonată, modul electric mi se pare foarte bine antifonată comparativ cu alte mașini pe care le-am condus. Chiar și cu motorul pornit sau la o viteză mai mare, nu resimți o duritate în șasiu și per total eu sunt foarte mulțumit. A fost o surpriză plăcută, mă așteptam să fie cumva sub Kia Exceed. Este din punct de vedere estetică și confort pentru că ai o mașină mai bine echipată. Dar și pe asta poți să pui trapă, poți să ai mai multe tipuri de piele perforată, poate să existe și ventilație. Bănuiesc că dacă se alegeau scaune electrice puteau să vină și cu memorie, dar ține de gust. Însă până la urmă prețul dictează. Uite, proprietarul a spus, mi-aș fi luat Kia Exceed, doar că era mai scumpă cu câteva mii de euro, multe mii de euro, pentru că aia pe care am avut-o eu la test era cam 30-32 de mii de euro. Asta a fost 24, concret, acum, în condițiile de prețuri mari, mașină comandată, existentă pe stoc. A fost o comandă refuzată de cineva, o firmă, și proprietarul a căutat fix această configurație culoare și a găsit-o pe stoc. A putut să aplice programul Rabla și uite că are această mașină și se bucură de ea. Așa că, dacă sunteți interesați de genul acesta de mașină, îmi place că v-am putut oferi această prezentare și mulțumită altui urmăritor, foarte curând, peste câteva zile, o săptămână, ceva de genul, o să am un Ioniq hibrid. Nu plug-in. Și o să refac exact același test de consum. O să încerc să fac prezentarea altfel ca să nu duplic aceste informații, să mă repet, cum s-ar spune. Și chiar sunt curios dacă cu acea mașină o să scot exact același tipuri de consum. Am observat însă că asta fiind o mașină cu baterie cu potență mare, are o rezervă mare de putere, adică la EV range 0, autonomie 0, ea are și 16-18% nivel de încărcare. Și asta înseamnă că poate să meargă în mod electric mai mulți kilometri decât poate să meargă hibrida în mod electric și categoric scoate niște consumuri pe oraș mai mici. Însă la drum lung aia e mai ușoară, aerodinamica este la fel pentru că au aceeași componență pe exterior și tind să cred că scoate niște consumuri o idee mai bune. Însă s-ar putea ca la anumite depășiri și per total nuanță să se simtă puțin mai lentă pentru că electricul are o putere cu vreo 20 de cai mai puțin, dacă contează chestia asta în greutatea mașinii. Cam atât am avut de zis. Sper că v-a plăcut și sunt curios ce părere aveți de mașina asta versus o japoneză hibridă de la Honda sau Toyota, că și ei oferă soluții similare, dar nu s-au axat atât de mult pe plug-in hybrid-ei, cel puțin la o mașină de acest fel, adică să ofere și termic, hibrid sau plug-in și electric pe aceeași configurație. Rare ori vezi la ei treaba asta. Așa că dați drumul la comentarii și adăugați ce vreți voi din perspectiva unora care caută mașini cu costuri mici, oameni care au avut aceste mașini, care le au în continuare și de ce le-ați ales în detrimentul altora sau dacă nu le-ați ales, ce nu v-a plăcut la ele. La revedere!